Bună! Astăzi voi filma un clip cu produse alimentare. Am trecut prin Lidl să cumpărăm niște pește și am făcut cumpărături în valoare de 250 de lei. O să încep cu chestiile de la congelator ca să le pot pune și voi începe cu legumele. Am luat niște legume ce pot fi folosite cu ușurință ca și garnitură. Se fac foarte rapid și au fost 3,89 lei, 300 de grame. Apoi am luat o înghețată. Înghețata aceasta de la gelaterie este foarte bună. Preferata mea este aceea cu căpșuni, însă am zis să mai schimb. Ce am luat-o pe aceasta cu ciocolata amărui a fost 8 lei. Apoi am luat niște creveți decorticați. O pungă este de 500 de grame și a fost 30 de lei. O folosesc pentru a prepara paste. Fac paste cu sos, cu smântână lichidă și ies super bune. Apoi am luat o pizza vegană. Aceasta îmi place foarte mult. Văd că i-au schimbat ambalajul și a fost 6,50 lei. Și acum să pun toate lucrurile astea la congelator și revin cu celelalte cumpărături. Bun, acum o să vă prezint motivul pentru care ne-am dus în Lidl, și anume file de somon. Acesta a fost în jur de 16 lei. Unul a fost 16,29 lei, iar celălalt 16,74 lei. Sunt la fel file de somon norvegian. Apoi am luat din săptămâna mediteraneană sau grecească, cum îi zic eu. Am luat niște halumi feliat. Îmi place să mănânc dimineața la micul dejun. Am luat niște ouă de prepeliță. Îmi plac foarte mult și am zis să mai schimb, deoarece am avut ouă de găină foarte multe și am zis să mănânc și ouă de prepeliță dimineața. Apoi am mai luat niște piept de curcan în marinadă piri-piri. Mi s-a părut super interesant și nu cred că am mai văzut vreodată. Și acesta a fost 10 lei, 300 de grame. Apoi am luat pentru dimineață niște bacon crud uscat. Mie nu-mi plac chestiile grase, dar acesta îmi place să-l prăjesc dimineața. Atunci când mănânc prăjeală, adică foarte rar. Am mai luat un emmental, deoarece rămăsesem fără cașcaval și acesta a fost la reducere, 4 lei. Pentru dimineață am mai luat niște șuncă de pui. Aceasta a fost 3 lei, cred. Și am luat și niște piept de pui condimentat. Care a fost... nu găsesc. O să revin și o să vă spun când o să găsesc pe bun. În ultimul timp mi s-a făcut super poftă de chipsuri și mi-am luat niște Lay's cu brânză. Acestea sunt preferatele mele. Prietenul meu și-a luat un lapte vegetal cu migdale. Mie nu prea îmi place laptele vegetal, îl accept în ciocolată caldă sau clătite, poate, dar nu beau cafea, așa că nu sunt mare băutoare de lapte. Am găsit la ofertă o cremă de la Delux tartinabilă. Aceasta este cu cacao și alune. Am gustat-o, e foarte bună și foarte cremoasă și a fost 8 lei. Apoi am luat ceva pentru grădină. Acesta este un adaptor, se pune la furtun și are tot felul de capete. E destul de interesant, e reglabil, a fost 20 de lei, nu știu dacă vă interesează. Apoi am luat niște dulciurele. Am luat niște brioșe din săptămâna aceea, nu știu ce, ceva cu fotbal, cu cupa. Cu ciocolată. Acestea au fost... nu știu unde scrie...
brioșe 10 lei, cred că au fost, da. Apoi mi-am luat caramele. Nu le găsesc și pe celelalte. Mi-am luat caramele 2,69 lei. Sunt noi, nu le-am mai văzut niciodată. Acestea sunt cu cireșe și o să le și desfac să văd exact cum sunt. A, sunt mai multe și sunt abalate individual. Arată ca niște gumițe. Să pun și focusul. Sunt bunicele. Chiar sunt bune. Am luat și cu căpșuni și cu grapefruit. Ce să le găsesc aici? Ups, am scăpat ceva. Și acestea sunt cu grapefruit. Nu știu dacă am focalizat, cred că am focalizat. Apoi am luat fructe pasiunii. Îmi place din când în când să cumpăr și fructe din acestea exotice. Poate au și alți nutrienți. Sau le mai folosesc în smoothie. Am luat o rodie. Erau la reducere, însă nu am avut aplicația pe telefon. Am avut doar cardul scanat și n-am putut să beneficiez de promoție, așa că am dat 4,50 pe rodie. Am luat un mango care a fost 4 lei. Sunt oferte și mai bune la Lidl, însă mereu când a fost ofertă nu ne-am dus sau nu mai erau și am zis să luăm și un mango. Apoi am luat un măr, Crimson Snow. Eu nu consum mere atât de des, însă ăsta mi s-a părut super interesant, am zis că poate fi altceva. Așa, am mai luat o smântână lichidă. Aceasta este, adică eu o folosesc ca și frișcă sau în tarta aceea cu lapte condensat și lime. Am zis să fie în casă, în caz de am nevoie să fac vreo cremă sau, nu știu, orice altceva. Și am mai luat de la casă, tot stăteam și mi-a atras atenția, o ciocolățică cu lapte umplută cu brânză și căpșun. Nu știu dacă o să-mi placă, dar sper să fie cât de cât ok, comestibilă. Și aceasta a fost un leu și ceva. Tot stau aici cu bonul în față, dar nu le nimeresc. Și pentru că am avut cumpărături de 200 și ceva de lei, am primit 3 plicurețe din acestea de plastilină. Eu am desfăcut două data trecută și nu m-am gândit că o să se usuce și s-au făcut super ciudat, așa ca o spumă, nu mai am ce să fac cu ele. Însă probabil trebuie puse undeva să nu intre în contact cu aerul, așa arată. Aceasta văd că e mai rău, eu am avut galbenă și albă. Și din cea albă am apucat să fac un omuleț, însă cealaltă era așa și am aruncat-o, că era efectiv ca un polistiren, așa. Nu aveam ce să mai fac cu el. Și acestea cred că au fost cumpărăturile. Am mai luat și două baxuri de apă plată, doar că sunt prea grele și n-are rost să vi le arăt. Da, și acestea au fost cumpărăturile. Vă mulțumesc pentru vizionare și pe data viitoare!